Cristian a sesizat că sunt persoane cărora le priește faptul că el este într-o cursă de eliminare. Am văzut și pe ăștia care au fost mândri oricum, care au zâmbit când s-au auzit treaba asta. Am văzut reacția. E bine, e bine, v-am... I-ai pus deoparte acolo? Nu știu, dar am văzut fețe. O să-mi spui și cine? Unul este Valentin. Ok. Cel al doilea care le ascunde, le mimează, Ștefan. Ok. Și am câteva semne de întrebare la Albert, având în vedere că a făcut câteva glumițe după ce s-a terminat gala. Eu mă susțin ceea ce văd. Părerea mea... Laura n-a făcut nimic, că am văzut că Laura a suferit, tu n-ai suferit. Deci... Și susținerea ta și între Audi, deci o remarc și a fost remarcată și în... Vinea trecută, îl susțin pe Dediș. Vreau și eu să te întreb când ai venit, pentru că nu ai răspuns acele întrebări. Cine crezi tu că mimează o relație? Și ai spus, este cineva. Tu. Eu? Da. Tu ai venit mai târziu în competiție, tu nu ai fost aici ca să vezi exact ce s-a întâmplat. Tot ce am auzit a fost, Laura a fost nefericită, Laura în sus, Laura în jos. Da, a văzut și, la televizor. Și Cristian a fost nefericit în relația cu Laura. Cristian a primit șantaj emoțional, gelozii nefondate, manipulări, așa a jucat rolul de victimă foarte bine, crede-mă. De ce nu mi-a spus, bă, nu mai vreau să fiu cu tine, nu sunt fericit? Tu ți-ai jucat rolul de victimă perfect. Nu mi-am jucat niciun rol. Laura, și o să te rog frumos să încetezi cu manipulările, cum a fost. O să te rog frumos să te oprești, pentru că nimic din ceea ce spui tu nu este adevărat. Oprește-te, gata, ai reușit, ai păcălit pe toată lumea. Gata, ți-ai obținut ce ai obținut ce ai vrut. Doar oprește-te și lasă-ne în pace, atât îți spun. Și nu mai veni să-mi vorbești despre el. Te implor. Nu am venit deloc să-ți vorbesc despre el. Îmi doresc din suflet ca tot adevărul să iasă la iveală și cu ocazia asta aș vrea pentru prima dată să vă rog din suflet să îl votați pe Dediș să rămână în casă, pentru că consider că, virgulă, Cristian nu este potrivit pentru această emisiune și cred că se joacă și cu sentimentele Antoniei și îmi doresc ca în această emisiune să rămână doar oamenii sinceri, oamenii care au venit să își formeze o relație frumoasă. Laura, tu ai vrea ca Cristian să părăsească emisiunea pentru că ție ți-e foarte greu să-l vezi toată ziua? Nu, doamna Simona, nu mi-e greu, dar... Nu înțeleg de ce toată chestia asta, de ce nu a fost sincer cu mine și cu toată lumea în momentul în care el a simțit ceva pentru Antonia. Bun. Ce am văzut eu la tine, zi-mi și mie, îți mai amintești toate sâmbetele când dansam aici? Mai știi când te-am tras de mână de două ori într-o seară? Mai ții minte când... De ce? Da, de ce? Pentru că avea privirea, când erai într-o relație cu mine, aveai privirea către Albert. Îți mai amintești da, asta? Uitam și la Albert, mai știi când mai știi când erau mai știi când era mai nu, nu. Nu m-am uitat la nicio nu m-am uitat la nicio altă femeie când am fost cu tine în relație. Te surprinde mesajul pe care Laura l-a avut la Antena Play pentru susținătorii ei? Denotă răutatea ei pe care o are și caracterul. Se văd foarte multe lucruri în mesajul pe care l-a spus acolo. Contradicția dintre Antonia și Laura a fost reluată, căci, după cum se pare, au ieșit la iveală nemulțumiri ce n-au fost spuse până acum. Stai puțin, eram într-o relație cu Cristian, Antonia. Să zic ceva, tu n-ai înțeles la ce mă refeream. Mama lui Cristian așa. Nici măcar nu a venit să mă întrebe dacă vreau un ceai, să mă întrebe dacă vreau o pastilă atunci când mie mi-a fost rău. Restul okay. Au fost lângă mine și le mulțumesc. Ok, ascultă-mă o secundă. Dar pentru tine, ca dar să știi, nu ești doar relație, tu și tu în relația cu el. Ai făcut anumite chestii, gelozii nefondate, l-ai șantajat emoțional, ai încercat asta să-l controlezi. Asta simțeam, nu am controlat pe nimeni și nu am folosit niciun șantaj emoțional. Ba, Jenny, nu. E sufocant pentru un om să te comporți așa, să nu știi relație cu el. Adevărat. Ba, da, e foarte adevărat. Antonia, nu am cu cine să mă înțeleg. Da, asta, de asta vreau să-ți spun, că eu chiar am încurajat-o atunci să ceară la cameră, să se odihnească, să se ducă, da, în pat. Eu sunt adult, sunt matură. Pe mine nu pot să mă manipulez, să mă păcălești cu chestii de genul ăsta. Cum să fac? Nu știi ce să faci. Sunt chestii de bun simț. Când vezi că se așează omul ăla lângă tine, adică tu fiind persoana de care n-ar vrea, cu care n-ar vrea să aibă de-a face,
se așează lângă tine, la masă, pe canapea, că de-aia v-a luat locul, ați rămas, ne-am înghesuit acolo. Da. Că a vrut ea să stea acolo, că mă așezasem eu. Cine? Știți, sunt niște chestii pe care n-am. Ești bine? Bă! Albert e bine. Când a văzut că îl împresoară și că îl cu în dans și asta, știți ce frumos? Pe noi ca mame n-aveți cum să ne păcăliți, chiar dacă negi. Eu te-am văzut când ai plecat. Eu am văzut când ai plecat și nu n-ai vrut să mai dansezi. Când? Acum, la petrecerea asta. Erai acolo, eram aici lângă tine și nu ai lăsat melodia să se termine și ai plecat, că ți-ai dat seama imediat de context. Crede-mă. Nu, nu are nicio legătură, nu. În privința observațiilor Antoniei, Maria a simțit necesar să-i menționeze clar acesteia ce nu i-a plăcut. Nu mi se pare normal să spui că Ștefan vorbește mult și prost. Păi chiar mi se pare asta? Normal. Și nu face doar cu mine. Nu vorbește mult și prost. Așa e el. Ăsta e felul lui de a fi. Și ăla e punctul lui de vedere. Cine vrea, depășește, efectiv. Cine vrea să-l accepte bine, cine nu, nu. Și el nici măcar nu s-a implicat. N-a zis nimic până să vorbească astăzi în emisiune că Laura a suferit și așa mai departe. Când i-a zis Cristian lui că s-a bucurat cumva că e în top, deși nu cred că s-ar fi bucurat Ștefan, îl văd cumva imparțial și chiar nu-l interesează, spun sincer, la cum îl simt eu și la cum l-am văzut până acum. Eu spun ție doar ce m-a deranjat, că ai zis, că e normal și eu dacă ai zice acum de Cristian vorbește mult și prost, te deranjează. Că mai ales că vine de la tine, știi? Dacă nu ți-o ziceam acum, ajungeam să te ignor, să te evit, să nu mai vorbesc cu tine și nu vreau, știi? Că eu nici nu pot să tac, dacă mi-ești dragă, spun tot. Nu să... Sunt discuțiile lor și nu... Exact, nu asta mai sunt discuțiile mai lor. Nimic. De asta nici n-am intervenit cu absolut nimic. Dacă el vrea să zică ceva bine și am și spus, spune-ți punctul de vedere și argumentează-l ca să se înțeleagă de ce zice anumite lucruri. Poate că și pe mine, de multe ori când erai cu Valentin în relație, mă enerva Valentin, dacă eram prietenă cu tine, preferam să tac, că știam că te deranjează. Că automat e iubitul tău, că e Valentin, că e Cristian, că e oricine ar fi, e iubitul tău și în momentul ce eu te consider pe tine apropiată, din respect pentru tine, eu nu-i zic nimic lui, poate că văd prea multe. Mie mi-a spus el, Laura, aseară, că am făcut ceva, ce ai făcut? Că l-am zis la lume să susțină pe dediși. Nu știu... Și toate manipulările astea, Laura știe să le facă într-un mod foarte subtil. De-aia. Știe să manipuleze. Asta e părerea ta. Nu e părerea mea, asta face. Poate manipulează chiar e. Foarte mult. Poate noi vedem altceva, uite, poate. Nu știe nimeni. Știi? Ea știe cel mai bine cum e. Ideea este că toată lumea... Laura singură știe. Toată lumea... Că și noi o știm, scuze că te întreb. Deci toți oamenii au spus că ea a suferit că nu știu ce. Dar nici el nu era fericit față. Da, tot și în momentul făcut... în care ea a făcut comparațiile cu pastre și așa, eu știu foarte bine că m-am dus la ea și am zis să mai fac comparații de astea, pentru că nu toată lumea e la fel. Și deci, nu toată efectiv, lumea... a încercat să-l controleze, nu putea să vorbească cu nicio fată, să facă absolut nimic, orice era legat, nici nu putea să se uite la vreo femeie. Control, obsesie, astea nu sunt lucruri ok într-o asta relație. E toxicitate. E toxicitate și el a fost în era... Lor. Efectiv, asta îl vedeam cât de sătul e, gen. Și eu sunt sigură că ei, dacă ar fi fost ok, ar fi fost împreună, că lui i-a plăcut de ea și de a intra într-o relație. De ce te gândești tu la toate lucrurile exact, alea? Exact, eu înțeleg. A fost între ei doi. Tu accesezi pe tine, pe el și atât. Nu, doar m-am săturat gen să zică toată lumea că ea e o victimă și se victimizează prea mult. Asta? Și am obosit toată lumea. Uite, de exemplu, vorbesc ceva cu cineva și se bagă Laura în discuție. Cristian nu știu ce, Cristian atunci, nu știu... Tu atunci, dar de ce nu spui lucrurile astea atunci, când e pe moment? De ce dacă puteți deranjează în secunda aia puteai să-i spui, uite măi Laura, frumos, fără să ajungeți să vă certați, fără să ajungeți să vă reproșați. Mai târziu, Maria avea o remarcă de făcut Antoniei de față cu Ștefan. Ți-ai cerut scuze? O bune? Cere scuze. Nu trebuie să-și cer scuze, că până la urmă eu n-am nimic cu tine. Nici cu el nu am. Nu cer scuze. Nu, a zis că vorbești mult și prost și am atras atenția. Știu, e părerea ei, n-am nimic cu ea. Păi, e părerea ei, nici eu nu am absolut nimic cu ea și mi-e dragă. Și dacă nu mi-ar fi fost dragă, nu i-aș fi zis nimic, înțelegi? Dar m-a deranjat. Auzi, să-mi cer scuze. Cer scuze, auzi? Pentru că nu te cunoaște, în primul rând, cum te cunosc eu. Și tu ești cu mine, tu ești iubitul meu și clar că mă deranjează. Dar timpul le rezolvă pe toate și o să vadă că nu zic prostii ceea ce zic pe gură. Dar, nu mă drăgă nici el, nici ea.